Naționala sub 18 ani a României a disputat recent un turneu amical în Italia între 24 februarie și 1 martie, turneul la care au fost convocați doi tineri panduri, Daniel Mărgărit și Alexandru Ogică. Mărgărit s-a accidentat, iar Ogică nu a mai fost solicitat pentru o a doua convocare. Pentru amicalele internaționale cu Macedonia, antrenorul naționalei sub 18 ani a convocat un alt fotbalist de la Pandurii 2. Este vorba despre Adelin Pârcălabu, care va merge la Skopje pe 18 martie. Mijlocașul vrea să demonstreze că merită această convocare și visează la echipa mare. Nu m-am așteptat, a fost o surpriză. Am primit această veste de la domnul antrenor. Ce pot să spun? Sunt foarte fericit. Sper să dau tot ce pot. E un vis devenit realitate. Pentru moment e foarte bine. Îmi doresc să joc și pentru echipa mare, să debutez la echipa mare. Tânărul fotbalist vrea să-l urmeze pe Alexandru Maxim. Naționala României, Maxim. Alexandru Maxim. Bineînțeles. Bandă. Mijlocaș, bun. Sper să-i urmezi traseul? Aș vrea să-i urmez traseul, deoarece a ajuns mare în Europa, face minuni, joacă foarte bine. Pârcălabu se va antrena alături de restul colegilor de la Under 18 la Centrul Național de la Mogoșoaia între 13 și 17 martie, urmând ca mai apoi să plece la Skopje pentru meciurile cu Naționala Macedoniei.